Infracțiunile silvice sunt una dintre preocupările jandarmilor care, alături de instituțiile abilitate, au demarat acțiuni pe această linie. În cadrul controalelor, două persoane au fost amendate. Pe linie, pe un obiectiv principal a fost și rămâne în permanență combaterea infracțiunilor silvice. Pe această linie, inspectorul de jandarmi județean Suceava a constatat două infracțiuni și au aplicat 25 de amenzi contravenționale în valoare de 17.600 de lei. De asemenea, au fost constatate 19 infracțiuni de braconaj, fiind amendate peste 60 de persoane. Dacă tot vorbeam de braconaj, vreau să precizez faptul că au fost constate 19 infracțiuni de braconaj și au fost sancționate contravenționale în număr de 67 de persoane pentru nerespectarea regimului, nerespectarea prevederilor legale privind regimul piscicol și cinegetic. Aș dori să menționez faptul că am avut o colaborare deosebit de bună cu Clubul Sportiv Bucovina Fishing Suceava, încheind cu dânsii un parteneriat de colaborare pe o durată de 2 ani de zile pentru a intensifica acțiunile de combatere și noi sperăm de eradicare a faptelor de braconaj piscicol pe acumulările din județul Suceava.